Prostata este o glandă foarte importantă atunci când vine vorba despre capacitatea de reproducere a sexului masculin. Dar, în același timp, prostata este, din păcate, și sediul unor boli, pornind de la condiții simple, cum ar fi o prostatită sau adenomul de prostată, și terminând cu cancerul de prostată. Bună, eu sunt Lăcre de la Sănătate în toate cu Lăcre și astăzi eu te invit, mai ales pe tine, cel care ești prietenul meu, să urmărești acest video în care voi vorbi despre bolile prostatei, simptome, cauze, precum și soluții naturale, naturiste, pentru a ține prostata sănătoasă cât mai mult timp. Nu uita că sub video vei găsi și studii de referință și acest video va fi împărțit pe capitole. Tot sub video vei găsi aceste capitole, astfel încât tu să-ți poți opri atenția asupra ceea ce te interesează. Prostata nu este doar o glandă pe care să te bazezi atunci când vine vorba despre potență și ejaculare, ci are multe alte roluri în corp, printre care prostata filtrează toxinele și impuritățile din spermă. Toxinele se numesc xenoestrogeni în principal și sunt principala cauză atunci când vine vorba despre cancerul de prostată. Vezi și video despre xenoestrogeni. Deci da, și bărbații produc o cantitate mai mică de estrogeni față de femei, așa cum și femeile produc o cantitate mai mică de testosteron față de bărbați. Dar avem cu toții acești hormoni într-o anumită concentrație. Xenoestrogenii sunt responsabili în cazul bărbaților de prostatită, adică inflamația prostatei, și de cancerul de prostată, lucru care este mult mai grav decât o prostatită banală care se poate vindeca. Bun, haideți să vorbim un pic și despre factorii de risc pentru bolile de prostată. În primul rând, sedentarismul. Sedentarismul, adică stai tu acolo în canapea și doar te uiți la televizor. Sedentarismul înseamnă că există o presiune la nivelul bazinului, acolo unde se află și prostata, și atunci prostata nu mai este suficient irigată cu sânge. Există și profesii care sunt predispuse la boli de prostată, cum ar fi șoferii de camioane, de autobuze, de taxi, motocicliștii, bicicliștii, piloții de avion. Alți factori de risc care sunt descriși pentru adenomul de prostată sunt vârsta peste 60 de ani, lipsa de vitamină D, aportul excesiv de calciu de peste 2 grame pe zi din alimente și suplimente. Să nu uităm și suplimentele pe care le iei îți pot aduce prea mult calciu în corp. Obezitatea de la vârste tinere, alimentația total nesănătoasă cu produse fast food, rafinate, procesate, cu grăsimi trans, cu zahăr, cu amidon, lipsa de seleniu și zinc, rezistența la insulină, deficitul de omega-3, precum și consumul de steroizi anabolizanți, ca să faci mușchi, nu? Da, uite, așa se îmbolnăvește prostata. Care ar fi simptomele că ai dezvoltat un adenom de prostată? Pentru că astăzi voi povesti mai mult despre adenomul de prostată, mă gândesc că să fac o prezentare separată despre cancerul de prostată. Păi urinezi așa cu picătura și ai senzația că nu ți-ai golit vezica urinară. Ai de asemenea senzația de micțiune imperioasă. Ce înseamnă asta? Adică nu mai poți, frate, să te ții, trebuie să găsești neapărat o toaletă undeva pentru că ai senzația că faci pe tine. Jetul urinar se întrerupe. Urinezi des, ba chiar te trezești noaptea să urineze, 2-3 ori pe noapte. Se întâmplă și câte un ups, adică mai scap câte o picătură pe tine, fără să vrei, fără să poți deține controlul. În plus apar și tulburări de potență. Am ajuns acum la ce ne interesează. Cum poți tu să scazi riscul de a dezvolta boli de prostată? Chiar dacă este vorba de adenomă de prostată, e de asemenea comun și pentru cancerul de prostată. Haideți să vedem. Păi, în primul rând, cum amintam, factori de risc, sedentarismul, obezitatea, rezistența la insulină. Începe cu dieta. Încearcă să schimbi dieta. Scapă de alimentele inflamatorii, cum am spus, pline de zahăr, îndulcitori artificiali, amidon, cereal, grăsimi trans. Folosește în alimentația ta grăsimi bune, din avocado, din semințe și nuci, din pește, fructe de mare, ulei de măsline, ulei de cocos. Adoptă o dietă low carb,
Depinde cum îți place ție, dar încearcă în primul rând să scapi de tot ce înseamnă alimente inflamatorii. Folosește condimente care sunt cunoscute că te ajută cu sănătatea prostatei și aici te înscriu scorțișoara, turmericul, oregano, usturoi și ghimbir. Pune acolo la mâncare sau bea câte un ceai sau pune la salată sau pune la friptură. Depinde cum îți place ție. Oricum va fi mai mult decât nimic. Haideți să vorbim și despre alimentele care inhibă o enzimă care se numește aromataza. Aromataza este o enzimă care face ca organismul tău să producă estrogen din testosteron și progesteron. Când există un nivel crescut al activității acestei enzime numite aromataza, există de asemenea un risc crescut pentru anumite tipuri de cancer, atât la femei cât și la bărbați, și voi aminti aici despre cancerul de sân, cancerul uterin, cancerul de prostată, cancerul de ovar, cancerul de intestin gros și, dragii mei prieteni, și bărbații pot face cancer de sân și este foarte agresiv acest tip de cancer la bărbați. Bun, și atunci, ce alimente să consumi tu ca să scazi activitatea acestei enzime numite aromatază, care este periculoasă și vine cu un risc crescut de cancere? Usturoi. Consumă alimente bogate în sulfuri. Arpagic, praz, ceapă, avocado. Mănâncă zilnic alimente care conțin sulforafan. Acestea sunt conopida, broccoli, varza de Bruxelles, cale. Sulforafanul din aceste alimente te ajută să elimini excesul de estrogeni sau de xenoestrogeni care nu sunt buni pentru corpul tău. Hai să vorbim și despre licopen. O să-mi zici, iar mă bagi în chestii din asta. Nu, licopenul este o chestie care există în alimentele pe care le avem la dispoziție. Licopenul este un antioxidant foarte puternic, este anticancerigen, iar licopenul există în mod normal în prostata ta. Dar pe măsură ce înaintezi în vârstă, concentrația de licopen de la nivelul prostatei tale devine din ce în ce mai scăzută și atunci nu mai ai un antioxidant puternic. Ce alimente conțin licopen? Grapefruit, roșii, ardei grași roșii, zmeură și goji. Așadar, cam tot ce e roșu, pentru că licopenul ăsta e un pic din pigmentul acestor alimente care au o culoare roșiatică. Două precauții. Atenție la consumul de grapefruit. Grapefruitul este contraindicat atunci când iei anumite medicamente. Nu am să le amintesc. Ia legătura cu doctorul tău și întreabă dacă poți lua anumite medicamente atunci când mănânci grapefruit. Și atenție mare și la goji, deoarece au un conținut crescut de zahăr. Deci încearcă să nu abuzezi, să nu mănânci chiar zilnic goji. Chiar dacă ele ar fi bune pentru prostata ta. Mai bine mai mănânci niște roșii sau niște zmeuri, au mai puțin carbohidrați, mult mai puțin carbohidrați. Îți place să bei ceai verde? Ceaiul verde nu e doar un ceai. Ceaiul verde conține o substanță care se prescurtează EGCG. Această substanță este, nu vă pot povesti, antioxidant, antiinflamator, anticancer. Ba unde mai pui că dacă ții și un post intermitent în care vrei să atingi autofagia, stimulează și autofagia. De asta se bea ceai verde în postul intermitent. Studiile ne arată că cei care consumă constant ceai verde au un risc mai redus de boli de prostată. Bun! Haideți să vorbim și despre postul intermitent. Ce beneficii are? Te ajută să repari celulele defecte. Te ajută să lupți cu inflamația și să îți domolească inflamația din corp. Îți reechilibrează balanțele hormonale, induce autofagia, ceea ce te ajută pe tine să vindeci celulele la nivel de mitocondrie și ADN și stimulează imunitatea. Există multe strategii de a ține post intermitent și tu îți poți alege ce crezi tu că ți se potrivește ție. Nu e chiar așa de academic. Controlează dacă stai bine cu vitamina D. Lipsa de vitamină D înseamnă o sinteză scăzută de testosteron, duce la creșterea în volum a prostatei, adică adenom de prostată. Cele mai bune suplimente cu vitamina D sunt cele care conțin vitamina D3, care este forma activă a vitaminei D, împreună cu vitamina K2, care te ajută pe tine să fixezi calciu în oase, exact acolo unde este nevoie de el și nu prin, de exemplu, prin artere. Și te întreb eu pe tine, cum stai cu zincul și magneziu? Magneziu este foarte important atunci când vine vorba despre reglarea glicemiei.
O glicemie normală înseamnă un grad redus de inflamație în corp, ceea ce înseamnă mai puține riscuri de boli, inclusiv de prostată. Zincul. Zincul este de asemenea foarte important când vine vorba despre sănătatea prostatei. Te ajută să îți stimulezi imunitatea. Pe deasupra se știe foarte clar că zincul are un rol extrem de important în funcția de reproducere a corpului uman. Studiile ne spun că există un deficit de zinc dovedit la persoane care deja au dezvoltat boli de prostată. Dormi bine? Ai prostată sănătoasă. Studiile ne arată de asemenea că cei care nu dorm bine au un grad de stres crescut în timpul nopții. Stres nu e bine. Înseamnă inflamație, înseamnă glicemie mare, înseamnă tensiune mare, înseamnă că organismul tău nu se odihnește. Deci, măsuri simple ca să dormi bine. Nu ține televizorul în camera în care dormi. Nu lua telefonul cu tine atunci când te duci la culcare. Dormi 7-8 ore. Ține răcoare în dormitorul tău. În jur de 18-19 grade este temperatura de confort a mediului din camera în care dormi tu. Ține foarte întuneric în camera ta. Nu? Și cumpără-ți o saltea foarte bună. Nu să te trezești cu dureri de spate a doua zi dimineață. Precum și o pernă de calitate. Haideți să ne întoarcem la sport. Studiile științifice ne spun că ridicatul de greutăți este sportul care stimulează cel mai mult aportul de sânge la nivelul prostatei, precum și producția de testosteron, evident. Cu cât te antrenezi mai complex, folosind cât mai multe grupe musculare și ridicând aceste greutăți, cu atât vei produce o cantitate mai mare de testosteron. Ai nevoie de el pentru sănătatea prostatei și pentru sănătatea ta în general. Nu uita că a te antrena excesiv poate să devină un stres pentru corp. Așadar, lasă un interval de 1-2 zile în care mușchii să-și revină, pentru că fibrele musculare se rup în timpul efortului fizic și au nevoie de timp ca să se reînnoiască în noi fibre musculare mai puternice. În acest timp poți face altceva, nu știu, te poți plimba, de exemplu. Bun, haideți să amintim și despre microbiom. Dacă ții intestinul, sau mai bine zis, flora intestinală sănătoasă, atunci ai o imunitate foarte bună, poți lupta cu inflamația, se echilibrează și balanțele hormonale din corpul tău, mecanismele sunt complexe, nu intru în amănunte. Consumă alimente care sunt cunoscute ca probiotice. Murăturile, varza murată, cimci, brânzeturile fermentate, chefir, iaurt, kombucha, soia fermentată. Tu decizi. Depinde de gusturile tale. Omega-3. Omega-3 sunt foarte importanți pentru sănătatea prostatei. Cercetările au demonstrat că un aport adecvat și o concentrație adecvată de omega-3 în corpul uman se corelează cu o intensitate mult mai redusă a bolilor de prostată și hipertrofia de prostată. Hipertrofia de prostată înseamnă adenom de prostată. Atenție! Nu lua omega-3 dacă iei alte anticoagulante, acele medicamente care subțiază sângele. Deci vorbește cu medicul tău dacă nu știi și întreabă-l, domn doctor, pot să iau omega-3 dacă eu iau aspirină? Ce alimente să consumi? Pește, fructe de mare, nuci, semințe, mai ales semințele de in măcinate. Foarte bune și ajută și împotriva xenoestrogenilor. Macină întotdeauna semințele de in să fie proaspete. Nu le lăsa de pe o zi pe alta că se oxidează și în loc de omega-3 primești omega-6 care sunt foarte inflamatorii. Bun, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat și astăzi și sper că aceste informații să te ajute să ții prostata cât mai sănătoasă și fericită, ca să vorbim așa metaforic, fără boli, departe de boli. Dacă ți-a plăcut, like, abonează-te, dă drumul și la notificări, eventual distribuie că poate... Crezi tu că există cineva care ar avea nevoie de aceste informații? Și în rest, sănătate în toate. Te la lăcră!